Bună ziua, dragi prieteni din Vărsător! Haideți să vedem la Vărsător pentru luna viitoare. În aceste cărți facem pentru Vărsător tabloul normand. Vă spun că eu nu am de-a face cu persoanele de pe, de pe Facebook care mă obosesc că-și fac toți cu Nati Asia. Nu știu de ce nu-și fac numele lor. Și să aibă proprii clienți și proprii... nu știu de ce. Pentru că sunt falși, pentru că doar încearcă să înșele, deci trebuie să aveți grijă în cine aveți încredere. Și eu nu. Cum să spun? Mi-am schimbat puțin numele pentru că aceste persoane doar vă mint și după aceea vă blochează. Trebuie să aveți grijă cu ei. Așa, deci haideți să vă spun pentru vărsător ce văd. Aveți o speranță pentru un serviciu, pentru o persoană cu care v-ați certat, dar aveți noroc, nu știu, dar la serviciu undeva aveți noroc de ceartă. Aveți noroc de ceartă, în ce sperați, ca și când ar fi o ceartă, Totuși, o bucurie în casă. Bucurie în casă. La sănătate vă văd puțină mm, nervi, nervozitate. Când sunteți bucuroși, când triști, așa puțină depresie, iarăși. În ce sunteți dumneavoastră supărați de o perioadă, văd că o să aveți această supărare o rezolvare și scăpați de niște vrăji, de niște înșelătorii, scăpați de ele. Văd o persoană mai bătrână care este bolnavă. Văd că o să aveți o bucurie cu o persoană care este mincinoasă, este falsă, dar va aduce o bucurie această persoană, deci nu este de rău. Parcă știți cine este. Oricum veți ști. Pe cine vreți să scoateți afară din casă? Nu știu, ați vrea ca partenerul să plece sau ați vrea să vă mutați la un drum lung, să vă mutați din casă, să plecați? Iubire sinceră, dragoste sinceră, dragoste sinceră. Nu văd copii. Dragoste sinceră, bucurie, împlinire. Nu, asta de servici, că plecați de acolo. Deci, în casă, vă văd schimbare, ca și când Vă mutați, vorbiți cu cineva pentru o mutare, pentru o schimbare, pentru zugrăvit, pentru casă sau vă mutați la un drum lung. Vreți să vă mutați la un drum lung. Sau bărbatul se mută la un drum lung. De unde este acum? O schimbare în dragoste, multe sentimente. Văd că vă iubește acea persoană, că iubiți acea persoană și vă iubește și iubiți. Că aveți mult mult soare, deci multă fericire că vorbiți câteodată contrar cu această persoană, că așteptați mai mult de la partener, mult mai multe, mai multă atenție sau nu știu, vă este frică să nu pierde sau sunteți puțin depărtați și vă, fie, vă este frică să nu fie o despărțire permanentă, să nu vă părăsească de tot, această persoană poate să vă fie frică, pentru că se vede o frică, da. Iarăși să aveți grijă la hoți ca să nu vă fure ceva la bunurile dumneavoastră, unde mergeți, ce faceți, să aveți grijă. Așa. Apoi în dragoste în ce sperați, o să fiți foarte fericiți. Dragoste sinceră, v-am zis, ca un copil. O să vă bucurați ca un copil. O să fiți puțin supărați că aflați un secret sau descoperiți un secret și o să vă aveți o supărare trecătoare. Dar, în rest, văd bine. La serviciu sunt, sunt oameni bărfitori, oameni răi, oameni, da, nu, nu sunt sincer, da. Mici probleme puteți să aveți cu oamenii falși sau boală, că nu mergeți la serviciu, că stați acasă bolnavi, da? Și uh, încep să încearcă să vă facă probleme anumite persoane. Așa. Și noutăți o să aflați, dar aceste noutăți, veștile astea vor fi bune. Nu, vă, nu văd vești rele. Uh, văd un bărbat care își iubește foarte mult familia, mama, este foarte atașat de familie, uh, mai mult decât de femeie, decât de dumneavoastră, dacă sunteți vărsătoare. Vă simțiți strădată, înșelată, mințită, amanți. Văd relație de amanți și această relație de amanți care vă supără, care vă, vă blochează visele, că nu puteți să vă împliniți anumite vise cu această persoană sau că vă fură dragostea această femeie. Dacă stați cu cineva sau aveți o relație serioasă, locuiți cu această persoană sau sunteți căsătoriți, arată că veți continua relația cu această persoană cu noroc, cu speranță, cu noroc, cu vise. Dar totuși visele astea sunt, vi se par imposibile, vi se par imposibil ca această persoană să fie numai cu dumneavoastră, să vorbească numai pe dumneavoastră. Dar eu spun că da, că este posibil. Într-adevăr există amantă sau amant există, păi văd înșelăciune, dar uh, nu văd despărțire, așa cum vă gândiți. Sau acea persoană are pe cineva și încearcă acum să facă o alegere, deci pe cine să aleagă, pe dumneavoastră sau... Vă compară cu acea persoană și apoi vă alege. Dar eu nu vă să vă despărțiți, dar dacă sunteți împreună, oricum vă dragoste sinceră. Schimbare în bine în casă, bucurie, mesaje foarte bune, alegeți, sperați persoane în casă, dragoste, bucurie în dragoste, familie. Mergeți undeva unde este lume multă, rezolvați ceva cu un proiect, cu ce aveți, rezolvați cu reușită, o să vă bucurați tare. Cam asta a fost, vă mulțumesc și vă aștept la un nou video.